Moarte cumplită pentru un muncitor. Bărbatul a fost călcat de o mașină în timp ce făcea verificări într-un canal lângă o grădiniță. Din primele informații, tragedia s-a produs după ce un părinte a mers cu mașina la o grădiniță din oraș pentru a-și lua copilul. Acesta a intrat cu autoturismul în parcare, practic pe trotuar, moment în care l-a strivit pe muncitorul ce tocmai scosese capul dintr-un canal. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs tragicul incident. Victima ar fi citit contorul în apă în momentul nenorocirii. Cel mai probabil șoferul nu a văzut că respectivul canal era deschis. Astăzi, 20 mai, în jurul orei 15:30, polițiștii ieșeni au fost sesizați despre faptul că un bărbat ar fi fost acroșat de un autoturism într-o parcare din municipiul Iași. Bărbatul ar fi efectuat verificări într-un canal. Acesta a decedat. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale, a transmis IPJ Iași, relatează mesajul.ro.